Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să vorbim despre unul dintre cei mai buni fotbaliști din prezent, Rafinha de la Barcelona, care în 2024 este la nivel de Ronaldinho, la nivel de Neymar, la nivel de, nu știu să zic, Rivaldo. E în momentul de față chiar cel mai decisiv fotbalist al catalanilor, care s-au reinventat total cu Hansi Flick pe bancă și arată chiar excelent, iar astăzi o să vedem skillurile lui Rafinha, golurile, pasele, o să vedem tot practic. Sunt foarte curios de videoclip, l-am urmărit foarte atent pe Rafinha în ultimele luni și chiar îmi place ceea ce văd. Scăriță, frumos, are viteză, are dribling, dar nu este în genul lui Neymar sau Ronaldinho, nu face neapărat spectacol, ci mai mult este foarte decisiv, atacă tot timpul poarta, este cu gândul la a marca și a pasa, nu se dă neapărat în foarte, foarte multe scheme. Da, a primit până și banderola, dacă nu mă înșel. Mi se părea că este banderola Barcelonei pe brațul său. Ce viteză are și cât de ușor poate să finalizeze. A marcat o mulțime de goluri în acest start de sezon, la naiba chiar jumătate de sezon, pentru că suntem în luna noiembrie. Și omul este insane, împreună cu Lamine Yamal, bineînțeles. Cei doi fac un cuplu extraordinar și îl mai au și pe Leva. Ce gol frumos, ce gol frumos. Aici Rafinha pasează decisiv către Lamine Yamal, care nu știu, a făcut 17 ani și deja domină Spania. Rafinha din nou. Pasă superbă. Sunt curios dacă așa a vrut să facă sau a vrut să tragă de fapt. Dar oricum Leva, killer, killer ca întotdeauna, marchează din astfel de ocazii. Stop frumos, reușit de Rafinha, să vedem stânga sau dreapta. Da, da, am văzut în videoclipul de data trecută cu Florinel Coman o execuție de genul acesta. Nu-i compar, dar a dat și Coman un gol exact la fel cu voluntari. Execuție de fotbalist mare. Preluare pe piept. Ce frumos, ce frumos. Băi, mi se pare foarte eficient în fața porții omul ăsta. Deci de când a venit Hansi Flick, mi se pare că l-a reinventat cu totul și cu totul. E un jucător care marchează pe bandă rulantă și asta e cel mai important, nu neapărat driblingurile sau schemele. Faptul că marchează. Și chiar a marcat foarte mult și în fața lui Real Madrid, ați văzut golul. Foarte frumos. Ia, vedem și un long shot. Da, frumos, la colțul lung. Minge care, băi, nu s-a ridicat absolut deloc. Foarte bună execuția. Și Barcelona, ce exterior de-a lui Yamal pentru Rafinha. Nu o ratează. Dar ce execuție frumoasă. Putea, mă gândesc să facă și stop, dar a preferat un voleu cu pământul. Foarte frumos. Îmi place mult jucătorul ăsta. Eu sunt mai mult pe partea cu Real Madrid, ca să știți de acum, dar Barcelona anul ăsta arată grozav. Dribling pe portar. L-aș compara pe Rafinha, dacă vreți, în ziua de astăzi cu un jucător, cu Gnabry. Nu fac spectacol, dar marchează foarte mult, au viteză, au dribling, pasează bine și sunt letali în fața porții. Cam genul ăsta de jucător se caută, cu multă viteză și care sunt decisivi în fața porții. Și au și vârste, cred că, asemănătoare. Mișto și celebrarea asta. Black Panther scrie pe el. Chiar l-aș vedea într-un costum de Black Panther de Halloween. Aici văd că a reușit un dribbling mișto, rău echipamentul ăsta al Barcelonei. Și pasă. Băi, vreau și eu să joc în echipă cu Rafinha. Come on, Barça, please, transfer me. Fabrizio Romano, come on, o mână de ajutor, ceva, să-ți dea pas așa direct, să o bagi în poartă, unde mai vezi? Aici a avut noroc, aici a avut noroc, dar a fost unde trebuie din nou, ca și atacant e foarte important să ai norocul ăsta, să-ți vină mingea în picior. Aici mingea pur și simplu a țopuit așa la el și a dat gol.
centrează bine. Am observat și treaba asta, că centrează foarte bine și din lovitură liberă, dar și din faze de joc. Și mi se pare tare că Barcelona l-are pe Leva, care tot timpul poate să fie foarte periculos la cornere și la faze de genul acesta. Din nou Leva. Leva foarte bun. Deci Lewandowski, Lamine Yamal și Rafinha domină europeanul ăsta. Eu ca și fan Real Madrid zic asta, adică foarte bună combinația asta de cei trei. Aici nu știu ce a fost, văd că a dat un de gol, dar cred că a fost din pasa lui Rafinha, să înțeleg. Din cornerul bătut de el. N-am fost foarte atent că vorbeam cu voi. Voi știți de fine. Da, Rafinha aici cu poarta goală, v-am zis, are simțul ăsta de prădător. Nu e un brazilian foarte clasic din punctul meu de vedere. Nu face jumbuș lucruri sau circăreri cum făcea Neymar, care, băi, Neymar zeu, dar... Na, Rafinha are și el rolul lui și se potrivește foarte bine aceste echipe. Aici cred că tot Dani Olmo din pasa lui Rafinha a marcat. Deși e mai mult gol de autor, sincer să fiu cu voi. Și Olmo mi se pare un jucător bun. Ia uite-l pe Lamine Yamal, frumos, și e Rafinha acolo care o bagă în poartă? Da, da. Gol de atacant, sincer să fiu cu voi, gol de atacant. Aș știu să pună piciorul. Băi, iar Lamine Yamal cu Rafinha și cu Leva? Da. GG. Cu PSG, dacă nu mă înșel, golul acesta. Foarte tare echipamentul Barcelona, deci îmi plac toate trei. Ca niciodată. Vai, cât îmi plac golurile de genul din alunecare. Aici Rafinha a pasat către Ferlan Torres. Da, foarte interesant videoclipul. Băi, mie îmi place foarte mult. Da, pe final de videoclip am avut niște probleme tehnice, dar am rămas să vă spun și părerile mele despre acest Rafinha, pentru că nu vreau să fie un simplu videoclip de reacție, vreau să-mi spun și eu părerea. Iar eu despre Rafinha chiar am o părere extraordinară în momentul de față. Îl consider un jucător care a ajuns la apogeul carierei sale. Mi-este greu să cred că după sezonul ăsta va mai avea multe sezoane de genul acesta, mai ales că este brazilian și știm cu toții cum sunt aceștia. Majoritatea după 30 de ani se duc în cap, grav. Uitați-vă la cum a ajuns, fraților, Adriano, e ceva superb. În momentul de față mi se pare poate cel mai în formă fotbalist din lume, marchează pe bandă rulantă și mai important pasează. Și Barcelona are nevoie de pase pentru că tot timpul la... pe New Camp s-au concentrat pe pase, pe jocul ăsta de tiki-taka. Hansi Flick nu prea are această identitate de joc, ba chiar deloc, dar mi se pare că stilul germanului se potrivește foarte bine pe Rafinha. I-au dat foarte multă libertate, lucru care îl face pe Rafinha să-și exploreze la maxim potențialul și calitățile pe care le are. Așa cum am spus și în video, are foarte multă viteză, este foarte agil, marchează în fața porții de fiecare dată când are ocazia, nu se joacă cu adversarii lui să stea să dribleze, mai mult de un adversar sau doi nu trece maxim, nu ca Neymar care e driblat 5-6 oameni deodată, adică omul ăla era fantastic. Dar pentru stilul Barcelonai din prezent, cred că Rafinha este fix ce trebuie, mai ales că lângă el are un jucător foarte experimentat precum Leva, în care... marchează și el de fiecare dată când îi pasează, nu prea ratează Leva, deși în meciul cu Real Madrid, băi, am văzut și niște ratări incredibile de la polonez, și acest Lamine Yamal care creează pur și simplu spectacol. El e răspunzător pentru fazele magice din jocul Barcelonei și chiar cred că Barcelona cu ăștia trei în atac poate face performanță. Cred că o să câștige fără probleme campionatul în Spania. Deși Real Madrid are o echipă, să zic, foarte, foarte bună, dar diferența de puncte este deja mare și cred că Barcelona va câștiga acest titlu mai mult ca sigur, mai ales că mai are un meci acasă cu Galacticii. În cel mai rău caz, dacă scot un egal, tot rămân la aceeași distanță de puncte cu Los Blancos. Iar în Champions League eu îi văd că ar putea să facă o surpriză anul ăsta. Ok, sunt echipe mai puternice, au loturi mai mari, dar Barcelona... cred că are motivația suficientă să producă o finală sau măcar o semifinală.
Nu știu, mi s-ar părea interesant să câștige, dar e destul de greu. Dar o semifinală sau o finală cu siguranță pot ajunge acolo. Cu acest Rafinha care este la cote maxime, este în formă și anul viitor nu m-ar mira să-l vedem în top 10 favoriți la câștigarea Balonului de Aur, poate top 5, cine știe. Sau poate câștigă, habar n-am. Acesta a fost și videoclipul de astăzi, un videoclip în care am vrut să-mi dau și părerea despre acest jucător, dar să vedeți și o reacție din partea mea la skillurile acestuia. Dacă v-a plăcut, pardon, nu uitați să apăsați pe butonul de like și abonare, pentru că asta mă ajută foarte mult. După cum puteți vedea, nu mă interesează vizionării, banii, sunt total natural în aceste videoclipuri și sper să vă placă. Mie îmi face foarte mare plăcere să vin în fața voastră și să vorbesc. Așa că până ne auzim data viitoare, nu uitați, like, share, subscribe. Pa, pa!